Bine v-am regăsit! Horoscopul pentru luni, 20 iunie 2022. Iată, dragii mei, că ușor-ușor ne apropiem de final de lună. O să vă pregătesc cu mare drag și cu mare iubire către voi și către astrologie. O să vă pregătesc și horoscopul lunii. Ne pregătim ușor-ușor și pentru un ritual de lună nouă, pentru că urmează săptămâna viitoare și o lună nouă. Și multe, multe surprize și multă, multă energie pozitivă și magie către voi. Mesajul zilei. Experiențe noi, mediumice și spirituale schimbă modul în care vezi lumea și pe tine însuți. Permite darurilor tale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Ei, astăzi se pare că începeți săptămâna bine cu tot felul de experiențe extrasenzoriale. Eu am deseori aceste experiențe, le-am avut încă de mică, bine, nu au venit așa deodată, s-au declanșat în urma unor situații, dar de fiecare dată mă bucur când experimentez ceva care e deosebit sau care ceva ce mintea umană nu poate să explice, cum ar fi un vis care se adeverește sau cum ar fi o senzație care mă anunță ceva sau cum ar fi un mesaj pe care îl primesc prin oameni, da? Am o întrebare și vine cineva și îmi dă răspunsul la acea întrebare, chiar dacă n-am pus direct acelei persoane întrebarea. Dumnezeu lucrează prin oameni și de fiecare dată mi-am primit răspunsul de la Dumnezeu și am fost fericită și sunt fericită că mereu mă ghidează și mă ajută. Bine, uneori nu văd eu tot ce vreau, ce ar trebui să văd, însă na, sunt om, sunt aici pe pământ, sunt să învăț ca și voi, dar dacă aveți credință în suflet, Dumnezeu tot timpul o să vă trimită experiențele necesare și noi ni le atragem cumva tot ce avem nevoie pentru a evolua. Haideți să vedem ce facem astăzi, like, share, subscribe, abonați-vă. Pentru că este luni, ne dăm întâlnire și la știrile canal de la ora 12. Mă vedeți la știri, cei care sunteți acasă și doriți să mă urmăriți și în cadrul știrilor. Dacă urmăriți clipul duminică, ne vedem și duminică la Prima TV. Da? Deci canal D și Prima TV. Iar cei care vor astrograme personalizate, care mă urmăresc de mult timp, care rezonați cu mine, care în cele din urmă v-ați făcut curaj pentru o sesiune, îmi scrieți, vă las oferta dacă vi se potrivește și rezonați cu mine și cu ceea ce pot eu să vă ofer. Adică vă ofer ce vă ofer? Cunoștințe, cunoaștere. Vă ofer cunoaștere prin intermediul meu, să vă cunoașteți pe voi. Eu să fiu un ghid ca voi să vă cunoașteți. Nu vă citeți viitorul, poate ori citi alții viitorul. Eu nu am această abilitate. În schimb, am abilitatea de a interpreta tranzitele planetelor care ne arată perioadele favorabile și nefavorabile într-o anumită perioadă, dar nu ne citește viitorul, că acea planetă poate să te anunțe că tu ai o perioadă bună să călătorești, dar poate tu vei alege să nu ieși din casă. Și atunci este cumva și liberul tău arbitru care vine în contact cu acea energie care anunță o plecare, adică prietenul tău să zică, uite, Gigel, vrei să mergem în vacanță, că ai acolo un tranzit pe casa călătorilor, să plecăm 3 zile în vacanță. Tu ai posibilitatea, dar poți să alegi să nu pleci, să-i spui, geluțule, nu vreau să merg, uite, nu am eu chef să merg acum. Și atunci asta nu înseamnă că pentru tine nu a fost corect, de exemplu, nu știu, un Venus prin casa a treia care putea să anunțe 2-3 zile de plecare la munte sau la mare. Da? Sau un Jupiter în casa noua și cineva să te invite într-o călătorie în Bali sau în Singapore sau în Honolulu. Dar că tu poți să alegi să pleci sau să nu pleci. Ei, când te cunoști prin intermediul astrologiei, vei ști când e o perioadă favorabilă pentru tine să spui da, să spui nu, ce poți să alegi. Practic, tu deții controlul, dar cunoști posibilitățile care se aștern în fața ta. Asta face astrologia. Nu citește viitorul asta, că mă duc la astrolog să-mi citească viitorul, dar nu vrei să-ți citească și mintea. Nu o să-ți citească niciodată, că nu asta face, dar în schimb te ajută să construiești viitorul. Asta fac eu. Te ajut să-ți construiești viitorul. Hai să vedem ce construim astăzi, 20 iunie, și începem cu Berbec și ascendentul Berbec. Berbec. Sunteți deschiși către idei noi, către inovație, aveți o întâlnire poate cu frați, surori, rude apropiate, care vă activează în voi încredere.
Sunteți și ușor melancolici în privința unei situații de iubire, dar o depășiți cu zâmbetul pe buze pentru că știți că ceva bun vă așteaptă. Taur. Taurii au astăzi o zi magică, aș spune, financiar, care poate să fie cumva așa, ca un punct de reper. Magică se transformă și întâlnirea pe care o aveți astăzi de iubire sau cu prietenii. Dacă aveți întâlniri cu prietenii sau întâlniri cu o persoană din trecutul vostru, aceasta vine cu vești bune și socializarea plus zona financiară este interesantă și poate să fie de bun augur. Gemeni. Gemenii sunt un pic trași la răspundere, parcă simțiți voi așa că se sparg în capul vostru toate borcanele, în special pe la locul de muncă, unde se caută un vinovat. Se mai întâmplă de multe ori cineva să greșească și altcineva să plătească. Tocmai de aceea este important să fiți un pic atenți, pentru că astăzi puteți să cădeți într-o mică capcană. Rac. Racii au astăzi parte de discuții foarte intense, revelatoare, cu multe conștientizări și multe apropouri, presupuneri, însă acestea sunt în cele din urmă necesare pentru dezvoltarea voastră și pentru creștere. Leu. Nativii Leu reușesc să își păstreze calmul, chiar dacă sunt și situații la limită, în special legate de bani sau sănătate. Poate că trebuie să luați ceva decizii legate de sfera banilor, tranzacțiilor, investițiilor. Poate să pierdeți la bursă sau să pierdeți în alte domenii, în care, domenii legate de speculații, și să fiți nevoiți să luați anumite decizii. Atenție, prudență și grijă. Fecioară. Fecioara are o zi bună în iubire și are o zi bună și pentru a trata anumite lucruri sau poate a negocia anumite parteneriate, colaborări. Este important să negociați cu încredere și să știți pe ce vă bazați și să știți cu ce veniți voi bun în acel parteneriat. Balanță. Balanțele sunt un pic melancolice la locul de muncă, nu reușesc să țină pasul cu ce au de făcut sau îmbunătățit, pentru că toată lumea așteaptă ceva de la voi. Aveți senzația că energia vă este la minim, că cineva vă scurge energetic la locul de muncă. Încercați să vă hidratați un pic mai mult și să aveți mai multă răbdare cu voi. De asemenea, gândiți-vă la vacanța pe care v-ați plănuit-o și o să primiți mai multă energie. Scorpion. Astăzi scorpionii iau în calcul anumite lucruri legate de iubire pe care le-au ignorat sau legat de copii. Această relație sau relația cu copilul sau relația cu copilul vostru interior sau relația cu tinerii, relația cu partenerii, acestea sunt un pic puse sub lupă, sub semnul întrebării, pentru că sunt niște neclarități. Vă simțiți ca un burete între ceilalți, un burete care absorbe toată energia negativă și care se încarcă cu ea. Da, practic sunteți între ciocan și nicovală și relațiile pot suferi. Săgetător. Săgetătorii să fie un pic atenți în deciziile pe care le au cu partenerii, mai ales dacă aceste decizii vizează casa, familia, o proprietate, o moștenire sau ceva bani pe care să investiți în casă, cămin, o locuință sau să-i dați cu împrumut familiei. Capricorn. Capricornii au ceva neplăceri pe la locul de muncă, sunt ceva încurcături, sunt neplăceri, sunt lucruri care nu se așează, sunt răsturnări de situație, multe discuții, ședințe, interacțiuni, poate cu clienții, încurcături. Sunt oameni care vă încurcă, dar nu vă așteptați la prea multe de la nimeni, pentru că se mai întâmplă și asta. De obicei, clienți care nu înțeleg că și timpul vostru contează sau care cine știe ce părere au ei, dar na, karma ne așteaptă pe toți. Vărsător. Nativii vărsători reușesc astăzi să delegați cu ușurință. Chiar o să vă facă plăcere să delegați, să nu mai bibiliți voi totul de un milion de ori. Contează foarte mult să învățați să delegați și contează foarte mult să învățați să aveți încredere în oamenii cu care lucrați. Aveți încredere poate chiar și în colegi sau în alte persoane de la locul de muncă. Pești. Foarte multe emoții, dar și împăcări. Vă spuneți ce aveți pe suflet familiei, aceștia vă spun vouă, voi vă le spuneți familiei și uite așa că se întâmplă că în cele din urmă ies multe lucruri la suprafață și ei eliberați.
o zi de vindecare, de eliberare, o zi emoțională. Pe la muncă nu prea mai sunteți foarte energici, dar măcar rezolvați anumite lucruri legate de iubire, legate de familie, legate de emoțiile voastre. Poate că n-ar strica o terapie a sufletului prin rugăciune, meditație și natură. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!